ce vreau să vă întreb altceva. Din punct de vedere a ceea ce înseamnă autorizare sanitar-veterinară, am văzut că există, sau cel puțin undeva am citit, poate nu rețin în momentul de față, numărul de păsări care se acceptă într-o gospodărie, în interiorul sau intravilanul unei localități, la o distanță mai apropiată de 500 de metri, față de ceea ce cere ca autorizare sanitar-veterinară pentru o fermă cu specific creștere monogastrice, respectiv porci sau pasăre. În mod normal, legislația națională și europeană se referă de la 350 de găini în sus. Deci în momentul în care eu cresc în gospodărie mai mult de 350 de păsări, ar trebui să... Să se aplice legislația națională și europeană cu privire și la bunăstarea găinilor și la acele distanțe. Dar acum mă întorc pe partea cealaltă. Dacă am 1000 de găini ouătoare și vreau să le cresc cu acel sistem de creștere liber, free range, exact, trebuie să asigur 4 metri pătrați pe cap de găină. Asta înseamnă 4.000 de metri pătrați din prima. Vine adăpostul, 4.100 de metri pătrați. Mai am eu gospodăria, grădina, mă duc la 5.000 de metri pătrați. Dacă raportăm noxele disipate pe metru pătrat, dacă raportăm dejecțiile, deci n-ar fi nicio problemă. Chiar am avut un articol în revista Ferma, în numărul din martie, cu privire la distanțele legale și la... criteriile tehnice care au stat la baza acelor distanțe legale. Și am făcut niște calcule din punct de vedere al dejecțiilor și al noxelor. Deci din punctul meu de vedere și calculat riguros, am ajuns, deci ca să vă faceți o idee, la 2500 de găini ouătoare, disiparea în aer a noxelor este de 1800 și ceva de ori. Cantitatea de dejecții este de 2 grame pe metru pătrat pe zi. Deci dacă 2 grame de dejecții pe zi reprezintă o poluare pentru mediu, atunci nu știu ce mai înțelege prin poluare. Acum, acea lege, acel ordin al ministrului din 536 din 1997 a fost dat în special pentru fermele mari. Într-adevăr, dacă ții 5.000 de găini numai într-un singur adăpost, fără să aibă acces liber în padoc, fără să întrunești condițiile de bunăstare reglementate de directivele europene, atunci, într-adevăr, este o problemă. Ai o densitate într-un spațiu foarte mic. Dar în momentul în care au acces liber în fiecare zi, pe tot timpul vieții lor, într-un spațiu de minim 4 metri pătrați, atunci nu este nicio problemă din punct de vedere al noxelor și al dejecțiilor. Și, în mod normal, acum eu nu am fost la Direcția Sanitar-Veterinară. Dacă vreau să-mi iau 2500 de găini în interiorul localității, o să primesc o autorizație. Din experiență, întreb, nu? Haide din să experiența dumneavoastră sau din cunoștințele față de alți crescători? Să vă spun ce am pățit eu. Deci eu sunt în stadiul în care îmi fac un proiect pentru mine la momentul actual. Distanța până la ultima casă este de 190 de metri. M-am dus la ei, am 3 hectare și ceva, vreau să fac o fermă de 9500 de pui de carne în sistem tradițional, cu 2 metri pătrați pe cap de pasăre și așa mai departe. M-am dus la ei, domnule, uitați, eu am asta. Domnule, nu se poate. Deci asta e răspunsul, nu se poate. Și eu întreb, de ce nu se poate? Păi n-aveți distanța. Păi unde scrie vreo distanță undeva? Păi cum, scrie în ordinul Ministrului Sănătății. Și am zis, domnule, acolo scrie că se recomandă. La articolul 11 spune la un moment dat, distanțele care se recomandă în cazul care nu există un studiu de impact. Bun, n-am lămurit-o așa. M-am dus, am dat 100 de milioane pe două studii. Și am rezolvat-o la 190 de metri de ultima casă. Deci soluții se găsesc. Deci cu studiu de impact asupra mediului și studiu de impact asupra sănătății se poate amplasa ferma la o fermă de genul ăsta și la 50-60 de metri. Pentru că, în primul rând, la 2500 de găini ai nevoie de un hectar. Hectarul exact. Ai 100 de metri pe 100 de metri. Deci deja ai 100 de metri de la adăpost. Dacă mai pui și 20 de metri, ai deja distanța. Am văzut că undeva ați menționat că într-un adăpost nu se recomandă să fie mai mult de 2500. Nu se recomandă sau este interzis să existe? Nu. Ce se întâmplă? Distanța de la ultima portiță din adăpost până la colțul cel mai îndepărtat a gardului nu trebuie să fie mai mare de 150 de metri. Deci eu pot să țin în adăpost 10.000 de păsări, să am în jurul meu 4 hectare sau 5 hectare care să-mi asigure padocul, dar atunci nu îndeplinesc cealaltă condiție. Distanța de la ultima portiță până la colțul cel mai îndepărtat a gardului, de 150 de metri. Că voi avea 200 de metri, 300 de metri, iar atunci pasărea parcurge o distanță mai mare. Și din cauza aceasta, de fapt, cumva ești limitat de această lungime. Deci, teoretic, aici vă referiți la un adăpost care are o formă geometrică dreptunghiulară, oarecum, ca să vorbim de și la un teren dreptunghiular. Și la un teren dreptunghiular. Da, da. Am înțeles. Mulțumesc deocamdată pentru răspunsurile acordate. Și eu vă mulțumesc pentru întrebări.
Nu mai dorește nimeni? Atunci o să trec. Mi este mult mai simplu nu, să discut. Nu vreau să dețin monopol. Nu-i mai sunt problemă. Persoane care poate sunt dornice să adreseze întrebări și... Dar poate sunt timide. Bun. Ce vreau să vă întreb altceva? În mod normal, dacă eu vreau să fac în momentul de față un proiect pe 112, am nevoie de 3700 de găini. Dacă găsesc o formă a unui construcții, să zic, dreptunghiulare și terenul este adecvat astfel încât să respecte acea distanță de la portiță până la colțul cel mai îndepărtat, al gardului. Pot să, bineînțeles, pot să fac acele 3700 de păsări într-un singur adăpost. Dar vă recomand, folosiți două adăposturi modulare și atunci nu vă mai încurcați cu ultima distanță. Și mai este o chestiune, din punct de vedere sanitar. E un efectiv de 2000 de păsări sau 2000 de păsări este mai ușor de controlat decât de 4000. Sau dacă, Doamne ferește, a apărut o boală și mai ales nu discutăm de 10.000, 20.000. În momentul de față, micul fermier face un efort. În momentul în care faci un efort, de ce să-ți risci toată investiția? Dacă tu ai două adăposturi, se întâmplă ceva cu un adăpost, dar în celălalt adăpost nu ai nimic. Și atunci ți-ai izolat păsările bolnave și ai rămas cu celălalt adăpost. Deci eu aș merge pe varianta asta, chiar dacă din punct de vedere constructiv m-ar costa puțin mai mult.